astăzi, în acest episod, mama strictă a lui Darusel dormește și a pierdut memoria și a ajuns la spital. Darusel s-a speriat și enervat prea rău, încât a reacționat într-un fel pe care nu-l pot descrie în cuvinte, dar da, nu vă mai zic prea multe, vă las să vedeți. Ei bine, Darusel mi-a făcut foarte multe farse, bine, adică nu numai mie, dar și mamei stricte, deci astăzi eu o să vreau să-i întorc cum ar veni, să mă întorc cu mai mult, că știți că am făcut atunci când Darusel practica mărei maică-sa, dar astăzi vreau să-i mai facem o farsă cum ca și cum mama strictă și-a pierdut memoria și o să fie ceva mai special, pentru că asta o să fie o farsă care o să fie 100% credibilă, pentru că o să mă duc la spital, o să vorbesc acolo cu doctorul și cu asistenta și o să le zic practic cum ar veni să facă o chestie în această. Și nu vreau să vă spun mai multe detalii, dar o să vedeți după aceea cum mama strictă o să-și piardă memoria și să vedem ce reacție o să aibă Darusel, cum o să reacționeze el, dacă o să se bucure sau dacă o să fie trist și cum o să fie el așa capabil să se înțeleagă cu maică-sa dacă maică-sa nu-l mai înțelege. Ei bine, acum hai să ne costumăm și ne ducem la baie aici foarte frumos, ne transformăm în mama strictă, după aceea mergem la Darusel ca mama strictă și după să zicem cum ar veni că maică-sa pleacă în oraș, toate chestiile astea, dar hai să ne costumăm acum și nu mai spunem prea multe, să sperăm totuși cum să meargă farsa asta. Că dacă nu să meargă, o să fie cam nașpa, dar scrieți-vă acolo în comentarii ce farse să încercăm să-i mai facem. Gata, hai că ne-am costumat foarte frumos și acum hai să mergem la Darusel să vedem ce reacție să aibă. Bine, prima oară acum vă dați seama că o să se comporte toată lumea normal, mai exact, practic e mai exact normal, practic nu, că nu și-a pierdut așa memoria și toate astea, să vedem. Mă, ce a făcut? Darusel, Darusel, nu vine să cred că ai făcut așa ceva, deci tu nu poți să cred că ai interzis să faci așa ceva, Darusel. Darusel, Darusel, ce înseamnă asta? Spune și mie, ce înseamnă asta? Bași eu ca așa de mine, mă, Darusele. Tu chiar meriți, Darusele, să ți se întâmple ceva rău, Darusele. Că nu se mai poate cu tine, mă. Cum să faci așa ceva, Darusele? Voia să-mi sparg picioarele, să-mi rup picioarele, să nu mai pot să mai merg, Darusele. Nu mai bagi în seama sau? A, acum, practic, nici nu mai bagi în seama, nu? Așa, așa, fost tu, ce, mami, ce fraier ești, hai să mergem, hai să mergem. Unde să mergem, Darusele? Vai, o să mergem, unde să mergem? O, că nu mai... Bă, acolo era fix acolo la margine, bă, frate, am zis și eu să închid de asta, mă, Darusele, deja mă enervez, bă, copilă, hai, gata, Ok, nu te mai spun, Darusele, așa, fii atent, bă, Darusele, deja voiam să vin la tine, de fapt, ca să spun că faptul că eu vreau să plec prin oraș, dar înainte toate ai mâncat, Darusele, sau vrei să fac de mâncare, dar după ce mi-ai făcut aici, Darusele, cred că nu meriți mâncare. Ok, deci a început să mănânci burger, hai că mă duc și eu să mănânc, Darusele, după să plec prin oraș și mă întorc mai târziu, pa, pa. Mamă, deci, frate, nu înțeleg cum a făcut-o Darusele pe asta, mamă, chiar merită asta să-i fac eu farsa aia cu memoria. E bine, stați puțin, că am deja burger pe aici foarte frumos și mănânc pe ăștia și mă duc acum tip-til. Trebuie să ajungem acolo, să vorbim cu oamenii de acolo și să vedem toate treburile astea. Mă, dar ce faci, mă, tu, Darusele, pe aici? Alo? Ce cauți aici? Mă spionez. Ce faci, Darusele? Ce vrei să-mi faci? Na, nici nu mă mai bag în seamă. Clasic. S-a dus la toaletă. Ia, mă, Darusele. Darusele, ia. Mamă, Darusele. Ok. Gata, am plecat, lasă-mă în pace, doamne, bă, frate, nu mai suport, bă, cu ce aruncă, bă, dă cu XP-ul ăsta, mamă, e nebun, deci fiți atenți, acum trebuie să înceapă planul super șmecher, în care maică s-a practic, adică eu, o să, mă, ce, doamne, iartă-mă, faci, dar o să le te ții după mine, atâta, lasă-mă în pace, ți-am zis că plec, ok, deci trebuie să fugim de aici, să nu ne audă, dar, uitați-vă, nu, gata, fugim, deci în direct cu mașina, fugim de aici, din casă, și să înceapă toată chestia asta, o să fie ceva super șmecher, ok, hai să ne uităm, deci nu ne urmărește, dar gata, nu ne urmărește, hai acum să mergem la spital. Bă, dar știți care este faza la spital? Nu știu, trebuie să vorbesc cu vocea maică-si sau să-mi fac vocea mea normală de Rafaela. Adică, că, practic, pe maică-sa nu știu oamenii de la spital. Dar hai că vedem cum facem. Hai să ne punem totuși vocea mea normală și după aceea o să vorbim practic. De fapt, nu. Hai că vorbim așa și încercăm să ne facem cum ar veni. O să vorbim noi. O să vedem cum o să facem. Hai să ne ducem acum foarte frumos. Bună ziua. Auziți, vreau să vorbesc eu cu domnul doctor. Am ceva de stabilit. Dacă știi... Mă, ce ca... Darusel, mamă, mă, ce cap? Bă, frate, ăsta vin, ia mă, găsuți acasă, cred că sunt cele noi acasă, ia mă să vedem, dar m-a văzut, mă, sau nu? Nu cred că m-a văzut, bă, deci atent că nu cred că m-a văzut, deci Darusel, bă, dar stai puțin că faza e că eu nu sunt acolo acasă, aole, și cum faci, mă, frate, ia stai puțin că trebuie să mă transform acum repede, Rafael, mă duc acolo acasă să mai vorbesc cu Darusel să vedem ce mai face și toate, dar de fapt stai puțin că stai că mă lase cap, bă, ce faci, mă, what, bă, unde plec, Darusel? Darusel, mamă, Darusel, stai pe loc, ce cauți pe aici? Eu m-am fiat, eu am rămas fără burger și așa că m-am dus să furt de la Rafael. Te-ai dus să furt de la Rafael, Darusel, ești răcit, maică. Bă, Darusel, stai puțin, mamă, Darusel, stai că am ceva de vorbit cu tine, Darusel, vină încoace. Bă, frate, uitați, e răcit, bă, frate, și vreau să-l duc cum ar veni la spital să vadă toate astea, dar haideți că o să încerc eu să fac ceva, mă, ce faci? Dar...
Ce tu faci? Uitați-o, da, niciun stres, bă, frate, ok. Bună ziua, da, vreau să vorbesc și eu ceva cu dumneavoastră. E bine, lasă-ți pe Darusel. Eu sunt mama lui Darusel și, practic, astăzi vreau să-i fac o farsă lui Darusel. Mă, ce tot faci asta? Poți să-ți iei după mine? Cum să-i fac farsa asta? Nu vine să cred așa ceva. Ok, ok, deci, da, vreau să-i fac o farsă lui Darusel. Știu că mai avea el un prieten care, cu care făcea el farsă și toate astea. Mă, ce tot faci, mă, asta? Ia, stai-mi puțin. Darusel, Darusel, mamă, Darusel, stai puțin că vreau să vorbesc și eu cu cine. Darusel, Darusel, hai puțin la doamna doctoră că să-ți dea un tratament, Darusel, că ești răcit. Hai la doamna doctoră, ce faci, Darusel? Ok, mami, hai să mergem. Aolo, Darusel, mi-ai spart timpanul, Darusel, nu mai aud bine. Mamă, m-a făcut să aud într-o ureche, în fine. Darusel, Darusel, așa, bună ziua, bă, Darusel, stai cu minte, stai cu minte, așa, da, e Darusel, e copilul meu. Da, nu m-ai strălutat pe mine, copile, ok, da, vreau să aduc aici pe... Ce s-a... Alo? Unde mă aflu? Ce se întâmplă? Mă, ce e locul ăsta? E spital? Mă, ce cam la spital? Alo? Mami, alo, mami, mami, ce faci, mami? Unde casa? Mami, ce faci? Alo, ești bine? Tu cine ești? Cine ești? Lasă-mă pace, că mi-e frică, nu știu cum am ajuns. Auzi, ești cumva un taximetrist, că vreau să ajung acasă, ești cumva taximetrist? Ma, hai, uite, hai! Aolo, aolo, da, vreau să mă duceți acasă, ok? Da, e o problemă, eu nu mai știu unde e casa mea. Auziți? Mă cunoa... Mami! Mami! Da, stai, pe cine strigați dumneavoastră? Pe tine, mami! Vorbiți la telefon, mă scuzați, nu știu. Cum adică nu? Da, tu! Cum adică eu? Cu tine vorbesc, mami, ce ai, mami, ești bine și la întâi, mami, nu eram la spital, ce ai strutat și cred că, nu știu ce am făcut, mami, dar cred că s-am dat boală. Cum adică, ce-ai făcut, cine ești? Mamă, ce casă mișto, oare cine stai aici, câta casa de mare, wow, chiar mi-aș și doresc eu să stau așa la casa ta, mami, casa ta, mami, stai, hapciu! Da, tu cine ești? Ce dai, olă, mă doare capul rău de tot, aici m-a dus la asta, a cui e casa asta, că e nu e casa mea. Hai, mami, taci în gură și hai, mami! Cum adică, mami, tu cine ești, copilul? Ce-i ăsta? What? E o jucărie? Ce-i ăsta? Ok, interesant. Ok, oarecum. Deci antrenam, mami, eu sunt la tine și antrenam. Noi doi eram la doctor și nu știu, am arătat pe tine și ți-ai pierdut memoria. Ce-ai spus, băiatule? Dar tu cine ești? Ești taximetrist, nu? Nu, mami, eu sunt un taximetrist. Eu sunt fiul tău, dar sunt 2012. Mami, ce cu tine? Am eu copil? Burger? Nu plăcă chiar așa ceva. Ia, cum să-mi placă mie așa ceva? Tu cine ești? Că nu te înțeleg, adică tu ești Darusel 2012. Care e Darusel 2012? În ce an suntem? În ce an suntem? Noi suntem în anul 2012 acum? Ok, vedeți că merge planul bine, Darusel plânge, ok, nu și-a dat seama de treaba asta. Alo, auziți, unde v-ați dus? Alo, domnul taximetrist, alo, auziți? Ce s-a întâmplat? Darusel, ce caut aici? Mă, ce s-a întâmplat? Darusel, ce mi s-a întâmplat? Aolo, cum eram căzut, mă, Darusel, cum am ajuns? Mami, aici! Mami, vină, mami, uite, mami, asta este camera ta și antena, mami, tu ești mama mea, dar cred că nu știu, mami, ce am făcut? Alo, mă, ce ești așa prost? Știu că e camera mea asta și știu că sunt mama ta. Cum adică? Și cum am ajuns aici? Că eu eram acolo la spital. Voiam să vorbesc cu doamna aia pentru tine să nu mai fi răcit. Cum? Ce s-a întâmplat? Păi, nu știu, mama, dar fie antre, mami, nu eram la doctor și eu tine să am strălutat pe tine și nu știu cum, dar nu știu, mami, cred că ți-am o boală. Ai strălutat pe mine, dar să la atât de nesimțite și m-ai făcut să-mi pierd, să nu mai știu unde de cap voi și cum am ajuns aici, întrebarea mea, dar păi, nu știu, mama, că te-am nu știu, dar fie antre, mami, hapciu! Cum adică? Nu știu, cum adică?
ce e, mă, Darusele? Mă, cum adică nu știi? Ce s-a întâmplat? Mă, stai puțin. Nu mai dacă asta, că vreau să vorbim ceva. Cum adică nu știi ce s-a întâmplat, că noi eram acolo și așa, nu te înțeleg. Păi fii atent, mami, noi doi, de ce am mergem la spital și din ce am sărutat pe tine și am făcut hapciu, și nu poți vorba memoria, nu știu ce aveai. Parcă nu mă cunoșteai, pe nimeni nu cunoșteai, nu știu ce aveai. Bine, dar să știi ceva, eu o să mă duc la spital să văd, să vorbesc cu domnul doctor acolo, pentru că nu știu ce se întâmplă. Adică, nu știu cum ai făcut toată treaba asta, dar chiar nu e ok, nu e în regulă. Ok, hapciu! Nu știu ce am pățit. Ok, mamă, deci asta e prăzără, tot ok. Fiți atenți când vreau să facem acum. Bă, da, a mers totul bine, uitați-vă și la șarful ăsta pe aici. Trebuie să fur practic mașina asta cu care el a venit așa. Ne ducem acum repede acolo la spital. Și fiți atenți că acum vreau să vorbesc cu domnul doctor, deci a mers totul bine. Și mamă, și fiți atenți că acum chiar o să meargă super strună. Nu știu cum s-a potrivit treaba asta cu Darius, el care a fost răcit și a aruncat cu sticla aia pe mie de XP, de toate chestiile alea, nu știu cu ce a aruncat el, dar se potrivește minunat pentru că eu acum am un motiv credibil cu care Darius chiar o să mă credă că mi-am pierdut memoria. Și fiți atenți cum o să fie acum, nu doar că mi-am pierdut memoria, dar o să-i zic la domnul doctor, să-i spună lui Darius cel de genul că nu mai am mult timp de trăit, chiar sunt curios cum o să reacționeze. Mă, iar a venit ăsta după... Ok, știi ceva? Hai că mă duc repede acolo. Ok, auziți, bună ziua, vreau să mă duc să vorbesc cu domnul doctor. Da, aici, mă duc acum la domnul doctor. La revedere, ok. Bună ziua, domnul doctor, fiți atent, am și eu ceva, Mă, Darusel, mamă, ce cauți după mine iar aici? Vrei să nu mai dai iar vreo boală? Vrei să te duc la domnul doctor să vedem ce ai pățit și tu cum i-ai dat tu mie boala aia? Că nu te înțeleg. Nu, mami, n-am iapciu! Aolo, bă, Darusel, termină-mă cu ce mai arunci. Pleacă-mă de aici, lasă-mă odată. Pleacă, pe bune vorbesc. Nu mai vine, că... Da, mami. Bine, dar mă deranjez, Darusel, nu mai vine, că vreau să vorbesc și cu domnul doctor să vedem ce mi s-a întâmplat. Darusel, termină, gata, te sun mai târziu, bine? Hai, pa. Ok, pa. Pa, ok, mamă, fiți atenți. Să sperăm că totuși o să scăpăm acum de Darusel, pentru că vreau să vorbesc acum clar cu domnul doctor, să nu mă mai întrerup, ca să meargă totul strună. Ok, bună ziua, domnul doctor. Ei bine, nu știu dacă l-ați văzut pe bata la acela pe Darusel. Eu sunt mama lui și astăzi, practic, el mi-a făcut foarte multe farse, nu știu, adică el avea și un prieten, Rafael, care îi făcea și el și lui foarte multe farse și toate astea. Și acum eu vreau să... Da, mă înțelegeți, am înțeles. Și vreau acum să-i fac eu o farsă, cum ar veni ca și cum că mi-am pierdut memoria și să-i spuneți dumneavoastră că... Mă, ce se... What? Auziți? Domnule, fiți atent, rămâneți aici pentru că eu sunt aici la domnul doctor, a spus domnul doctor să nu mă deranjați, duceți-vă la doamna doctor aici, la doctoriță, la asistentă. Mă, dar ce seamănă cu vocea lui Darusel? What? Ok, nu mai bagă seama, ok, cred că a făcut Darusel ceva, habar, n-am? Așa, și astăzi, cum ar veni, vreau să-i spuneți Darusel ca și cum că eu am murit, o să stau aici pe patul de spital, vreau să-i spuneți Darusel ca și cum că eu o să mor, pentru că mi-am pierdut memoria și nu mai pot recupera memoria și să-l învinovățiți, pentru că v-a spus doamna asistentă, deci dumneavoastră, practic, ați auzit de la doamna asistentă, că Darusel a strântat pe mine și mi-am pierdut memoria mai devreme. Asta vreau să spuneți, chiar vă mulțumesc, eu o să mă pun acum aici. Și da, când o să vină Darusel pe aici prin par... Ok, da, ciudat, hai că mă pun... Cred că mă pun direct aici și să vorbească Darusel, dar trebuie să ajungem cumva să vorbim cu Darusel și cu toate astea, hai să vedem. Bă, auziți, domnul, puteți intra. Nu știu cum să fac, mi s-a întâmplat ceva foarte, foarte nașpa și nu știu, dacă vă dau telefonul meu ca să-l sunați pe copilul meu, îl cheamă Darusel pe el, vreau să-l anunțați, eu nu, chiar nu pot să-i spun, chiar nu pot să-i spun treaba aceasta pentru că mi se pare ceva, chiar nu pot să-i spun, dar eu, mi s-a întâmplat ceva foarte rău și eu nu prea mai am prea mult de trăit, mă, ce facem ăla, deja a plecat, deci fiți atenți că ăla știu că e Darusel, mi-am dat seama că e Darusel, e prost, dar fiți atenți că o să fie toți treaba asta, că o să meargă mult mai bine. Ok, m-am pus aici, să vin acum ca Darusel, mă, frate, să vedem cum o să meargă totul, să meargă totul bine, domn doctor, ajutați-mă, chiar să mă ajutați, vă rog, e foarte frumos, să fie totul bine. Să-i spuneți acum că mi-am pierdut memoria, ok, că îmi pierd memoria. Bine. Mami! Vin prost, ia să vedem ce faci. Așa, mami! Unde-i, mami?
Domnul doctor, cine e băiatul acesta? Ce caută aici? Cum a ajuns aici? Că mi-e rușine, nu vreau să mă vadă alte persoane. Vă rog, e frumos să-l dați afară, că nu se poate așa ceva. Pleacă te rău de aici, că sunt și o bolnovioară. Sunt și o bolnovioară. Ce mami? Ce mami? Nu sunt mama ta, copile. Pleacă de aici, te rog, că mie sunt bolnovioară. Nu mai e foarte mult timp de trei. Mami, taci gură, din păcate, dar s-a accidentat extrem de grav și are nevoie de ajutorul vostru pentru operații. S-a nevoie extrem de grav la cap și are nevoie de 3.000 de euro pentru operații. Dacă nu mă rămâne fără memorie, maxim o zi. Mami! Mami! Mă, ce faci? Aia, copile! Du-te și să-ți facă! Așteptați-l! Mamă, copile! Copile, ce ai? Iar mi s-a întâmplat ceva ciudat. Nu mai înțelegeam nimic. Nu mai avem memorie. Ce s-a întâmplat, Arsel? Mami! A făcut căcuța pe mine! A făcut căcuța pe mine! Doamne, cât de prost e copilul ăsta, bă, frate. Deci a mers totul, vai. Maolo, trebuie să merg acum acasă, că nu se mai poate. Atât a fost cu ziua asta, cu pierdutul de memorie. Cu Arsel, bă, frate, nu poate să se ia niciun lucru în serios. Să vede treaba asta. Arsel, mă, ce fa... Ok, am înțeles. Merge și noi cu mașina asta. Bă, ce să mai spunem? Că e Arsel până la urmă. N-avem ce să facem cu copilul ăsta. Hai, Arsel, până acasă. Primul care ajunge ce mai șmecher. Ok, mamă, bă, deci chiar mă enervează Arsel. Nu știu că... Bă, ce să facem asta cu memoria? Bă, de fapt a fost ok. Chiar a fost ok. Nu știu, vreau să-mi spuneți și voi acolo în comentarii cum vi s-a părut vouă treaba asta cu memoria, cu pierdutul maică-zii de memorie. Practic, că mie mi s-a părut cât de cât ok așa, dar... Da, nu știu ce să vă zic sincer. Nu... Mă așteptam la ceva și mai și de atât, dar aia, poate facem altă farsă. Scrieți-mi acolo în comentarii ce farsă să-i facem și toate astea, că... Asta, bă, a fost cât de cât ok. Bă, dar pe unde mai urmă și eu acasă? Pe aici... Ok, dacă merge și mai... Ok, gata. Darsel, mamă! Darsel, mami, ajută, mami, mami, stai, mă, Darsel, stai, mă, ce fai, mă, nu te-au, bă, Darsel, dar spune și mie ce s-a întâmplat acolo, că eu ajunsesem la domnul doctor, dintr-o dată nu știu ce mi s-a întâmplat și dintr-o dată mi-am revenit acum, când ai dat un foc, dar ce mi-ai dat foc, Darsel, întrebarea? Ești resimțită, mami, de ce faci prank, ia zi? Cum adică fac prank, ce-ți fac? Fiantele, mami, ia să ce stai, stai frumos, hocus pocus, mama, mocus, be. Da. Foarte amuzant, Arsel. Ok, deci tu erai costumat, să înțeleg, nu? Tu erai costumat. Pe oricum știam, fraiere, că aveai vocea normală, dar Arsel, vocea pe. Ce înseamnă asta? Logică știam că ești. Eu mi-am dat seama, de-aia te-am luat de prost, Arsel, că ești prost. Adică tu chiar nu ți-ai dat seama. Păi, Arsel, tu dacă te costumezi ca un bătrân, nu automat ar trebui să îți pui și o voce de bătrân, să încerci să faci o voce de bătrân, ce face așa? Hai că ești prozorosul, hai că ești prozorosul. Mami, zau, zici B, unde să fugi? 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, ia B! Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.